că este vorba de o mașină mai puternică decât avionul nostru, corect? Pregătit? Eu da. Bine. Facem un tur de recunoaștere. Să te obișnuiești cu mașina, recapitulăm trasele. Uh-huh. Cu care trei ture rapide. Asta e poziția corectă a scaunului? Eu așa stau cu el la 90 de grade. Volanul l-aș da mai jos, nițel, totuși. Are comenzi. Ideea e să vezi pe aici tot bordul. Asta e. Cam aici. Ok. Hai. E în spor, nu? Direct. Da, da, e pe dinamică. Ok. Și am plecat, da? Da. Mergem încet sau tare? Primul tur mai ușor, că de recunoaștere. Bine, mai semnalizez. Și mai trei ture rapide, nu, nu. Deci de la conul ăla alb închis. Da. Închis până aici. Când zic închis, adică virezi. De aici deschizi spre conul ăsta. Ok? Te duci spre celălalt de pe dreapta. Tot timpul ți-ai înfrânezi când ești cu mașina drept, când ai nevoie, după care e virajul. Te duci în cealaltă parte. Deschis. Stai pe exterior, nu uita să nu te arunci de vreme. Stai. Acum iar pe exterior. Și nu trebuie brusc, știi? Mm-hmm. Mai fluid cu volanul. De aici închizi, spre ăsta. Și de aici și pe urmă accelerezi. În exterior? Așa. Da, frânezi pe drept. Aici trebuie să fie în interior. Da. Okay. Deschizi aici, spre dreapta. Stai pe dreapta. De aici, de la conul ăsta, încep virezi. Doar că aici rămâi pe stânga, deci nu mai deschizi, așa. Deschis, stai pe exterior, viteză constantă, de la conul ăsta închis pe cel de pe interior. Deschis, gaz, intrăm în primul tur rapid, avem trei ture rapide. Hai, de mine. Vrezi pe drept, dă-i mai tare dacă simt nevoia, dă-i vitezi, ia piciorul de frână. Accelerezi, când deschizi. Accelerația, nu? Acum accelerezi, deschide. Te deschizi pe dreapta, da. A rămas prea mult închis. Da. Aici te-ai dus cam de vreme. Mă, cum se duce, da. Dreapta. Aici închizi. Bă, nu poți să crezi aderențare. Vai de mine, cum se duce. Da. Tras afară.
normal, adică acolo tai-o drept. Merg drept. Și asta e viteza, da. Nu mai accelera ca să nu mai frânezi. Că un disc de ăsta, discuri ceramice, e vreo 4-5.001. Da, da, da. De asta e important să le frânăm. Aici tot, să le răcim tot drept, printre conuri. Și evităm virajele ca să nu mai frânezi. Am înțeles, și da. Și mai facem încă o buclă de asta, un cobalt și după intră. Cum a fost? Mi-a plăcut, dumneavoastră să-mi spuneți, aș mai veni? Da, bine, știi care e chestia? E prima dată când mă dau cu... De asta am vrut să vin și arăt și de asta avem și conurile, să fie niște repere vizuale da, da, da. Casă. El e destul de complex, are tot felul de viraje, fiind făcut în special cu scop de învățat, de școală, da. Neapărat de competiție, știi? Da. Și de asta n-ai fost tot timpul pe trasă, dar da. E normal, că n-ai mai mers niciodată pe el. Corect, da. Și n-ai mai mers niciodată nici cu mașina asta, ca da. Să știi cum reacționează. Adică e ok. Ești tot drept. Și ele au ventilă, sunt ventilate, înseamnă, nu au răcire da, de la... De unde vine răcirea? De la Polaroate intră, nu? Da, da, da. Și tot drept. Da. Câți newton metri are? Bă, uite, nu știu cât cuplare asta e să mă... Bă, cred că vreo 700-800. Mașinile astea le vedeam numai în... pe internet. N-am apucat să mă dau cu niciun așa, de agresiv. Da, cu siguranță o să mai vin. După experiența asta o să vin, da, să încerc să mai experimentez. Avem și și la închiriat, adică închiriere 10 minute, faci 5 ture aplec mașina. O pun aici, nu? Nu, facem următorul viraj și intrăm pe cealaltă parte. Am înțeles. Versiune 2006, nu e bine. Nu 2006. Pauza. Bun, păi mă dau jos atunci, eu, nu? Da, 600 are. 600, da. Bă, da, păi cine e votul? Bogdan, cred că e. Okay. Cum a fost? Super, cum să fie? Mișto rău de tot. Succes! Ai ceva sfaturi să-mi dai? Dai tare! Și să mă asculte pe mine! Ce bine că e cald în primul rând. Da. Mi-am înghețat mâinile un pic. Da, nu vreau să mă uit la oglinzi, că nu prea... Da, nu. Oricum, e un tur de recunoaștere, să obișnuiești cu mașina, recapitulăm un pic trasa, după care trei ture rapide, facem două, mă rog, pe oval pe exterior, cum am făcut și el, să răcim frânele și ne întoarcem mai mult. Da? Da. Primul tot ai zis, mai ușor cât să... așa, de recunoaștere. Tot timpul stau cu două mâini pe volan, da? Da, da, da. Nu mai conduc ca... Două mâini, 9 și un sfert. Practic, de la 9 și un sfert, așa, de aici închis, deschis, cam toate virajele poți lua cu ambele mâini pe volan, cu excepția acului de păr, de acolo trebuie să mai miști o mâine. Bun, e până aici, de aici, la închis de aici, te duci dincolo. Nu uita să stai până la următorul cont să rei pe exterior, să nu te arunci pe exterior. Și aici închizi. Deschizi acolo. Aici am frâns, stai pe buie, închizi. Deschizi.
bag una volan să colectez tu la mâncare. Dacă ți-e ok, te deranjează. Agresiv, foarte incisiv totul, se întâmplă așa brusc. Da. Și eu fiind învățat la volan, normal să văd frâna, lasă frâna de motor, reduc viteza. E ceva foarte, da, foarte atipic. Da, nu, sunt lucruri diferite. Chiar dacă, evident, au fizica la bază și toate cele. Dar exact ce îi spuneam și la tamponare. Știi, în aviație niciodată nu o să ai o decelerare atât de bruscă, da. Și un avion de vânătoare când vine la aterizare nu vine la un Mach să se oprească în câteva secunde. E senzația parcă că ar trebui să fiu mai pe interior, că sunt merg foarte mult în viraj, când ce târziu virajul. Și senzația e să mă bag mult mai rapid și să... Da, da, la urmă... În teoria nu știu. Că te scoate în afară la ieșire. Când putem să intrăm și noi? Mai am o sesiune de 3 ture rapide și am terminat pe circuit. Mulțumesc mult, o experiență... Mă bucur. Altfel. Mersi mult, o chem pe Maria. Da, văd că ieșise, era deja pregătită. E entuziasmată, nu? Mie, că chiar am emoții. De ce? Pentru că eu nu-mi prea accelerat așa. Nu, e lateral, e electric. Ok. Tu obișnuiești cu mașina să mai... Să știți că mie trebuie să-mi spuneți multe. Da, să știi, ți-am zis, Laurențiu. Ok. Așa, apasă frâna, ai și un buton ca un trăgaci în față, dai în jos până la D. Mai, nu, că ești pe la neutru. Deci aici la D. Așa, drive. Și acum doar accelerez, plecăm. Facem turul de recunoaștere, să recapitulăm trasa, deci noi venim pe linia dreaptă, frânez pe drept, de la conul ăsta alb încep și durez, aici, închis, până la conul ăsta de pe interior. Da, după ce încep deschis. Exact, deschis spre celălalt, după ce deschis încep și accelerezi, până acolo stai cu accelerație constantă, uite în dreapta, așa, aici își frânezi în funcție cât ai nevoie pe drept, de la ăsta ataci acolo. Da, și pe grajele astea nu trebuie să-ți spui mâna cu ele pe volan. Să ai la 90 și faci doar atât, așa și așa. E, aici nu te duce de vreme pe interior, stai și alb pe exterior, larg. Și de aici încep și închizi. Bun, te duci drept. Wow, 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 wow. Stai, stai, stai. Mai stau, cum ok. Cum închide el? Da, acolo, pe interior trebuie să fie. Pe exterior. Ah, ok, te las
merg în interiorul ăla. Da, nu stau pe dreapta. Adică okay, nu ești capăt. Aici rămân pe partea asta? Pe dreapta, da. Imaginează-ți că toată pista asta e banda ta. Da. Aici. Aici stai și de aici începi și firezi, se va tace aici. Și pe urmă rămâi pe stânga, până la următorul col. De aici, de aici mă duc. Acolo. Așa. Deschis. Acum mă duc acolo, da, rămân pe partea aia. Da, rămâi pe exterior, cu accelerație constantă, tot virajul. De aici începi închizi. Deschizi spre conul alb. Accelerezi, intră în primul tur rapid. Hă, doamne! Hai, accelerează, curaj! Dai pe stânga. Frânează. Frână. Mai tare, tare! Tare? Du-te drept, du-te drept. Păi frână tare, tu nici n-ai frânat. Mamă, mie mi-e frică să frânez așa tare. Păi frânează, că ideea e să rămâi. Acum ce fac? Acum mă întorc și te înfrază și întoarce. Tot ideea... pe aici intru? Apoi? Da, 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 și ne întoarcem pe aici. Ideea este să frânezi, cât să încetinești, cât ai. De exemplu, pentru virajul ăsta, ca să-l iei safe, suntem undeva un 50-55 de km pe oră. Tu acum veneai și când ți-am zis frânează, mi-a fost frânează, foarte frică să frânez așa de tare. Tu n-ai frânat. Da. Ai fost stânga? A fost pe aici? Da, da, da. Okay. Tu n-ai frânat. Hai, și acum accelerează. Hai, continuăm. Hai, hai, dai gaz. Că suntem practic în primul tur rapid de acolo. Așa, acum te duci în dreapta. Așa, da, te duci de acolo. Vin cu acel. Deci accelerează, accelerează. Deschide. Da. Așa, accelerează. Frânează acum, stai pe exterior, hai ia. Ia mai mult acolo, te duci pe iarbă. Hai, închide. Da. Așa, deschizi, deschizi. Te duci de vreo aici, stai acolo, nu mai închide mult, dar nu acolo, accelera. Închide de volan. Uuu, doamne. Frica. Așa, stai cu dreapta. Stai cu dreapta. Da. Stai calm. Doar ascultă ce spun. Da. Hai, aici închide. Așa, rămâi pe stânga. Da. De aici, du-te în dreapta. Pe interior. Acum rămâi deschizi, pe... da, stai pe exterior. Așa, de aici închizi. Deschizi. Și hai, accelerezi. Intrăm la al doilea tur. Să pun frâna ca lumea. Da, 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 da. Hai, și frânează. Ia dreapta acum. Ia piciorul, ia piciorul, ia piciorul. Dreapta mult, de interior, pe aici, pe aici să fie. Deschizi, deschizi. Așa, de acolo, dreapta. Ia mirajul. Du-te din orice, mai frâna. N-a frânat, n-a frânat deloc, am luat doar piciorul de pe frânat. Nu mai lua, lasă, da? E încet și așa e ok. Stai, 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 aici, stai, 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 aici, în exterior, dai mai multe, așa, te revoie, bun. Mai lua piciorul de accelerație, deci închizi, da. Ai 30, accelerează. Dai, acum închide mult, nu fără accelerație. Așa, așa, acum deschizi și accelerezi. Aici, rămân aici, după aceea mă duc la pe da, partea da, aia.
foarte tare, nu știu, cred că m-ați convins să... Da, trebuie să fii mai bine la tine și ca ideea că neavând nici experiență de condus. Eu am condus... Tot drept, ca da? Să mai da, prinde fără. Eu am condus doar jumătate de oră, gen, fără... Păi asta zic, știi, că neavând experiență, normal că nici frânarea nu... Nu ne stăpânesc foarte bine și sunt conștientă de asta, adică nu... Da, da. Nu mă aștept la altceva. Poți să fii la un punct de conducere defensivă în care, mă rog, teoria e mult mai jufoasă astăzi cu Alex, ai discutat așa... Da, oricum, sincer să vă zic că a fost o plăcere să discut și să fiu aici, gen chiar mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur. Mai facem un tur de ăsta, tot așa, pe scurtă turile alea. Chiar, nu știu, am avut emoții, da? Sunt la al doilea tur de răcire. Normal, da. Aici cred că mie mi-ar plăcea foarte mult. Adică, dacă aș fi știut că se poate face gen chestia asta de la 16 ani. Bine, aia pentru pilotaj sportiv, să mergi la competiție. Da, am înțeles. Dar mi-ar plăcut să încerc. Eu pe principiul ăsta merg și cu aviația. Eu am început să zbor de la 17 ani dintr-o întâmplare, Dar e vreo tainție de familie, ceva de genul ăsta? Nu, a fost gen doar dorința mea. Ah, ok. Și unde ai învățat să zbori? La Tuzla. Și am stat acolo foarte mult timp, adică am fost ca și copilul aerodromului. Am învățat din oameni, cu experiențe, cu... Dar nu ești din zonă, să ieși din zonă? Eu sunt din zonă, da, din Constanța. Ah, ok. Și acum facem dreapta și intrăm pe aici. Da, este comod, ești aproape de casă. A fost comod și m-am ocupat și de liceu și de asta în același timp și... Și fă dreapta și o băgăm în fața BMW-ului. Da, mă rog, oprește-o, aproape că apasă până să opri. Așa. Da. Ok. Da. Mulțumesc frumos! N-a fost așa de varză? Da, mai... Cum să spun, ți-ai ridicat un pic limita. Și ai mai trecut peste emoții... Da, chiar mi-a ridicat un pic limita, chiar da. Gen, da. N-aș fi accelerat în viața mea așa ceva dacă eram singură în mașină. E... Exact. Pentru că mă simt în pericol și atunci e... E normal, pentru că nu ești obișnuită, n-ai experiență. Ești mie, ca la zbor. Așa este. Nu te duci după 5 minute să faci lupicul sau mai știu ce. Doamne, cum a fost? Deci a fost prea tare! Cam asta a fost, suntem la final de zi. Mulțumim celor de la Academia Titi Aur. Dar nu oprim până să o întrebăm pe Maria cum a fost ziua, ce ai învățat. Zim cum a fost în primul viraj, când am văzut că derapa mașina, era într-o parte, de-abia țineai mașina pe circuit. A fost plin de adrenalină și se vede că și acum a mai rămas așa un pic din adrenalina de atunci. Primul viraj? A fost cel mai palpitant, mi-a bătut din mașină mai tare. Am zis, Maria, trebuie să fii capabil să controlezi mașina asta, știi? Și ai fost? Da. Deci n-am zis așa. Cât ai prins pe linia asta de rapidă? Ce viteză ai prins maxim? După ce am văzut eu la AC, undeva între 100 și 120. De acolo. A venit cu spatele. Slăbuț. Eu am prins 150-160. Păi da. Anii tăi de experiență în condus, anii mei de experiență. A fost cea mai mare viteză cu care am mers până acum cu mașina, adică... De menționat faptul că eu nu am mai condus niciodată o asemenea mașină. Ultima dată când am condus un V8 a fost în Statele Unite. Era un Ford Crown Victoria. Mânca la vreo 25 litri de benzină la 100 de kilometri. Asta a fost prima mea experiență pe un circuit. Și vreau să vă spun că o să mai vin. Pentru că nu au fost îndeajuns doar 5 ture. Și probabil că pe viitor o să vin și o să petrec o zi întreagă aici. Și ziua nu e gata. Și te mai aducem? Clar, adică trebuie să mai vin aici de câteva ori. Plus că instructorii mi-au sugerat că n-ar fi rost să mă înscriu la un curs de pilotaj. Ai, pentru că te-au văzut că ai avea nevoie sau pentru că te-ai descurcat foarte bine și că promiți multe? Eu cred că pentru că am potențial. Eu cred că i-a spus fix în momentul în care a uitat să frâneze și aici tu încoace. Maria, de fapt, atunci cred că și-a dat seama, trebuie să vină. Ce vrea Maria să ține ca un secret, că la primul viraj de care am întrebat-o,
Și de ce virajul are tendința de a face stânga sau dreapta? Virajul Mariei a fost așa. Așadar, atât pentru astăzi. Noi am avut o zi demențială, ne-am simțit extraordinar. Sper că materialul a ieșit pe măsura adrenalinei pe care am simțit-o noi. Vă mulțumim că vă uitați la noi și nu uitați să apăsați pe butonul de like, share and subscribe. La revedere!